Salutare, dragii mei gameri, și bine v-am regăsit la un nou live stream pe Forza Horizon 4. Astăzi o să facem Horizon Winter Season și o să luăm escortul din 7-7. Salutare, Mason, salutare, Hex, salutare, Alexandru Sima, vă pumă, băieți, bine ați venit. Vă sper să nu se mai aude iară buzit. Oare iară se aude? Stai să văd. Vă sper să nu se mai aude iară buzit. Sau se aude? Oare iară s-aude? Stai să văd. Cred că e ok. Cred că e ok. Hai să băgăm și niște muzică. Așa. No copyright. Bun. Așa. Regina spune că mi-ai donat acum un an 11 euro. Cred că ce spune Regina. Bun. Ce faci mai, Alexandru? Ți-ai făcut playlist-ul? Ce? Nu știu. Hai să...
Începem cu Rivals-ul. Cu Rivals-ul o să testăm aici escort-ul din prima. Am înțeles, am înțeles, Alexandru. Mașină legendară e asta, mă. Frumos escort-ul ăsta. Stai, liniștit, mă, Sam, că... Încet, încet, poate o să-l umplem. Chiar vreau să fac... Vreau să fac live-uri cu PUBG Mobile și vreau să am și calitate bună. Placă de captură am, nu-i cea mai ok, dar pentru început e bunicică. Și chestia e că eu momentan am acum telefonul ăsta OnePlus 5 și nu suport HDMI ca să pot să leg la placa de captură și trebuie să-mi iau un telefon mai performant. Cam asta e situația. Dar bun, hai să facem Rivals-ul ăsta. Mamă, stai mă, cum te-ai lansat așa, mâncați așa. Ala are traction control activat sau care e șpirla? Asta e tracțiune în spate, mâncață. Am înțeles. Păi nu merge așa, mă. Settings. A, nu mă lasă, trebuie să dau quit. Păi nu, poți mă, zic cum pornește la de pe loc? Quit event. A, da. Păi stai că bag oricum Mason, frate, donezi cât poți, nu neapărat să donezi 100 de euro și 1 euro și 2, adică cât vă ține sufletul, frate, și bugetul. Cum, eu nu cer nimănui, dacă cuiva îi face plăcere, dai seama că o să mulțumesc pentru fiecare euro. Na, bănuții voștri. Traction control, hai să băgăm on. Apoi nu știu, că tare e rău patina. Da, exact. Mamă, dar stai mă, ce se întâmplă? Nu mai merea să dau stânga-dreapta. Hai să vedem acum. Hai, select. Da, păi în curbe, mai ales circuitul ăsta, frate, e greu cu mașina asta, nu știu. Ciudățică. Apreciez, apreciez, Maze, mersi frumos, frate, oricum, ești băia bun, na, ce zice. Hai să vedem. Fuge și cu traction control, ești nebun?
Your time. Păi stai, continuă lapping, ești nebun. Ce s-a întâmplat, mă? N-am scos, mă, nimic, cam în plus. În minus, nu în plus. Roagă în el. Hai, bă, tata. Mamă, ce m-am speriat să-mi bag ăla încă. Bă, ce m-am speriat. Doamne, ferește, frate. Ui, de viață. Ca ia gurița, da. Hai și voi să vă petreceți cu noi. Da, tot așa. Când Armin și Vlăduța. Armine, că Vlăduța lângă tine. Hai, Armine, bagă pe sistem. Da, cântă, cântă. Băi, mersi că te pup, mersi frumos de frumoasa donație de 20 de euro. Și de melodia asta, e mișto, frate. Vlăduț, asta e top, n-ai ce să-i zici. Te pup, amiciu, mersi frumos încă o dată de donația asta. Mamă, m-am speriat, eram atent acolo la cursă. Pa, mă, cum m-am speriat. Salutare și bani, bine ai venit. Păi nu știu unde le-a pus. Bă, totuși... Da, dăm ventilatorul ăla, că și leșin aici. Dă-mi-l în brațe.
L-ai scos din priză, băga, mi-aș pula în el, ventilator. Bă, dar aici eu trebuie să continui până la dânși bătrâneț, cum opresc? Dau quit event? Iar mi se aude voce groasă, mă, trag. Băi, Mircică, te pup, mersi frumos încă o dată. Nu știu, am făcut eventul ăsta, mă. Finish de event, da, mă, vreau să-l finishesc. Nu știu, l-am terminat, nu l-am terminat. Cred că l-am terminat, că m-am atât învârtit de m-a luat, dracu. L-am terminat, da. Dar nu-i bine asta cu patica. Na bun, mă băieți. Cu 6%, păi nu știu, da, e complet. Hai să dăm și un adventure. Să luăm reward-uri, avem ceva reward-uri? Mai e la puc, Alexandru și-mi face voce din asta de Terminator. Dracu mai are n-am loc în garaj, mă. Hai să facem un ranked. Să ne dea rank-ul. Da, Mircică ne-a dat 20 de euro și nu a scris nimic pe chat. Ne-a pus o melodie și a plecat omul. E bine. Sper să ne găsească Team Adventure rapid. Hai că ne-au găsit, dar sper să ne și bage, să nu ne dea not enough players. Trase din 12. Hai, hai că poți. Poți și nu prea. Au rămas la 7, hai, 9. Încă un pic. Încă unul. Dacă nu-l bagă pe la ultimul. E panorama, max. Fii atent că nu mai bagă un player, bă, dar el se poate, mă, așa ceva, astea sunt erori de la ei 100%. O să-mi dea not enough players, clar. Dar prea mult s-au învârtit. Normal. Not enough players accepted the found match. Trăiască maica ta. Hai, măcar acum. Din 12, iară mă, mă bagă unul, mă, te sparg. Poftă bună să ai Mason. În sfârșit, 12 din 12.
Avem 10 like-uri, vă pupăm și mersi. Frumos. Azi 2 Street Racing. Hai că e bine. Ar trebui să se încheie rapid. Unde e Divo? Divo pe sistem. Mamă, dar mult se încarcă, nu se joacă cu încărcatul ăsta. Ăla, ce paint are pe dubă. Mamă, dar ce plecări au ăștia, așa... Mă, n-ai te sportesc eu. Dezavantajul Xbox. Hai, nu credute să-ți iau Fiat-ul. Oricum, suntem bine. Am intrat un pic în derapaj acolo, dar l-au accelerat prea mult cu Bugatti-ul ăla. Bă, dar am uitat să dezactivez traction control-ul, mă-mi taie din putere. Iai cum a venit prostul. Nu, mă, dar cum mere mașina, mă, morții tăi mașina. Mă, Fiat aia, mă, dar nu pot să cred, mă, ce s-a întâmplat aici. Nu știu ce rahat am făcut acolo, dar am gafat-o urât de tot. Hai să nu-mi iau și DNF, ca pizită râsul. Dar nu-mi iau, că apuc. Apuc să iau finalul. Nu prea-i place păuță, știi, trebuie să ai mare grijă. Alunec dubios.
E ok dacă, dacă nu o forțezi prea mult, la, acolo la șicanele alea am forțat-o cam prea mult și s-a dus aiurea rău. Abia acum o trimis YouTube notificare, îți dai seama când trimit e. Eu am pornit de o jumătate de oră live-ul și am o trimis notificare. E bine și YouTube ăsta, nu știu ce fac cu el, dar... Dacă continuă așa e bine. Dar nu vă mai împingeți așa, bă, animalelor. Uite la ăla, mă, că vrea să mă scoată. Futu-ți Lego-ul. Mașina, mătii, bă, dar cum le pun, mă, niște curbe din alea de... Nu mai ai ce să faci, la un moment dat. S-a dat înainte de finish, nebunule. Mamă, dar la zero, mă, chiar așa la zero, mă, băieți. Ați luat-o urât, voi. Bun, hai că ne-am primit rank-ul. Apucăm să terminăm cursele de la sezonal. Te pup, te pup, Mariane, bine ai venit. Bun. Să vedem cât avem la 100. Avem 21%, hai că e bine. Fine team. Băgăm pe trial. De salut, mă, Tavi, bine ai venit. Ce faci? Ești la muncă?
40 de secunde pornește trialul. Aoleu, ești bolnav? Dar ce ai pățit, mă, tale? Răcit sau? La stomac? Nasol. Sănătoșire grabnică să ai. Te faci rapid bine. Hă? La stomac. Bactire ceva, abia azi mi-am revenit de 4 zile. E bine că ți-ai revenit. Ai fost și la spital sau nu? Nu a fost nevoie de așa ceva. Stai mă să scot traction control-ul ăla. Era să uit el iar. Da, deci ai fost și la spital, mamă, nasol, înseamnă că... Înseamnă că ai fost rău, rău. De la ce? De unde ai luat? Sau nu se știe bacteria asta? Hm? De la bac. Trec să vedem. Perfuzia de luat-o și pe fine. Mamă, nașpa. Te pup, Dorine, bine ai venit. Apa din mare? Ah. Ah. E nașpa, nașpa treabă. Sper să vă faceți bine cât mai repede. Să vă refaceți total ca lumea. Salutare, Geo, te pup, bine ai venit. Prin spitalul de ăștia ca tine. Eu și cu turiștii, mă. Băi, nașpa, nu știu să zic, dar e nasolă treaba. Dar nașpa. Dați să vă tragă în voie boți. Uite la ăla cum intră nebun. Nimă că sunt bord, dar du-te mă rasa, măti. Da, da, Joe, escortul e mașina care a băgat-o. Pot să cred că sunt bord, mă, Cazano. Cazano ăsta de... Da, te m-a futus botul, mă, uite mă ce mă... Mă trolează botul, ești nebun? Hai, virează să trească maica ta. Bă, dacă nu mă răsturnau acolo, mă, dar nu știu cum s-o răsturnă, chiar nu-mi dau seama. Oricum, se ridică în trei roți când iai corba asta, nu-i normală.
I-am nimicit oricum, e bine. Te pup, Mariane, baftă acolo la jocul ăla tău cu samurai. Păi fain, mă interesată mașinuța, nu știu, încă n-am luat-o, m-am dat un pic cu ea în Rivals, dar păi acolo era nașpa, că era tracțiune în spate și traseul ăla e ca funa. Bun. Cursa cu numărul 2. Bă, dar ce greu pornește etapul ăsta de A800. Bă, te m-a fut-o, bă, rasa. Bă, deci e bun rău, mă, boțe ăștia. Păi deja mă claxonez, ia corba ca lumea cu aia ceva, ceva nu e. Vezi că de-abia am luat și eu checkpoint-ul. Hai să luăm și pe bulanghiul ăsta. Dar bot. Hai băieții! Te pup, Dorine, baftă la muncă, mersi de vizită! Hai că i-am nimicit! Ce pe băieți. Că mai e o cursă. Cred că 3 erau. Deși puteți să termine aici, că... Și dacă o câștigă pe asta, adică... N-au cum să ne bată, că o să fie 2-1. Dar, în fine, 3 curse și trebuie să le faci pe tăi. Thank you.
Hai, păi... Dacă mi-aș și face un pic de loc să trec. Am, se ridică în 3 roți, mă. Trebuie să pun frâna. Văd, deci mă unde mă duc. Am pus ăla să meargă prost ăla, dobitoc ăsta în față. Și așa au și sărit de o răsturnată. Hai mă, le-au pe botul ăsta, mă, dar cine bată ăștia? Bine că le-am câștigat pe ăla, dar uite-te la ăștia, mă, gătățesc pe ultimele locuri, așa ceva n-ai văzut. Salutare, Raul, bine ai venit. Dar ăla e oprit acolo, în gard. Mi-e frate, m-au luat amândoi, hai e finish. Ești hype? De ce, mă, Raul? Ce ai pățit? Mergi mâine, mergi și tu mâine după telefon? Mamă, mișto, mișto. Ce telefon îți dai? Mă, bine că s-a terminat și campionatul ăsta. O nebunit. Pornirile astea de la Ford ăsta. Greu pornire de pe loc. Ai iPhone 7 Plus? Mișto. Bun, next. Hai să vedem. Avem 27%. S1 Country United Kingdom. Da. Nu știu, cred că e și setup-ul, așa e făcut, că după aia se întinde bine la viteză.
Să vedem ce mașină trebuie aici, avem sau nu avem? Ah, Dolo. Land Rover din ala? Nu cred că am făcut. Of course, da. Of course, of course. Mamă, ce mașină am eu. O rupt. Bă, dar n-am niciuna maxată aici, nebun. Am o grămadă, dar nu prea am... L-am ăsta făcut de pe ei, panara mă totală. Hai că-l iau FPS-ul ăsta. N-avem Nissan Titan-ul făcut. Ăsta nu-i maxat, nu-i deasun, o să iei 800 și ceva, dar are accelerație și ăsta le avea pe 10. Păi nu știu, vedem noi acum. Ai, era street, m-am mâncat așa. Dar crezi că e off-road. Gane ce... Hai că da. Aduc cu jeep-anul ăsta aici, bun. Dracu faceți, mă. Dar nu pot să cred că vă bag cu jeep-ul ăsta. Vă vezi mașini de street. Las că e bine. Hai cu F-Pace-ul, cu asistent. Ce vine asta din spate? Las, cum e, că nu vă las. Moară Veta. Hai, cum e te-a produs, te-ai dracu, vrei să mă depășești înainte de finish. Nu știu ce se te-ai cu acolo, Raul, nu știu. Lasă mă ia ăla, dar m-am lăsat. Da, păi ești nebun că în linie dreaptă rup stilul. De? Ce m-a fost o cursă numai? Care-i șpirla? Stai, ce s-a întâmplat?
A, nu, stai, mă, că la solo nu te bagă, trebuie să mergi tu la fiecare cursă, am uitat. Da, e foarte bun X-clasul de A800 pe cross country. Sunt nebun geoboții, în linie dreaptă mări de rup stilul. Continue Championship. Hai că schimb mașina, mă mai duc cu mașina asta. Hello Harry, welcome to my stream. Da, păi asta e, că n-au de luat viraje. În viraje, în curbe, frânează foarte tare. Hai că luăm mascariu. Dar în linie dreaptă, chiar dacă ai o mașină foarte, foarte bună, și ai și accelerație și tot, și în alea, oricum, nu știu, vin foarte tare în Spania, nu înțeleg cum merg în halul ăsta. Asta e situația, n-ai ce faci. I don't understand what are you writing there, Harry. Uite-te cum era la linie dreaptă. Vă spanac. Vreau să o las în a doua, i-am dat a întâia, nu știu ce. Hai că i-am nenorocit. Da, ce te fură curba asta, crezi că nu e așa mare, dar... De fiecare dată te surprinde. Păi da, ce am forță la vana, nu cred că o să vedem așa. Clave șanse. Bun. Cred că mai avem un event. Te uita-l. Nalac 28, da, păi Nalac 28 face tunuri bune.
Dar le are tipul. Păi hai să mai schimbăm, să luăm și altă mașină. Luăm Jaguarul ăsta de la James Bond, nu m-am mai dat cu el de mult. De mult, de mult. Da, e DLC, dar cred că erau gratis. Era gratis DLC-ul ăsta cu James Bond, cred, sau mă înșel. Nu mai știu exact dacă era gratis sau nu. Ce alunec ăsta? Dar nu le-au pot să-i, pe primul loc, ce s-a întâmplat? Hai, nu cred, mă. Nu-l mai ajung. Îngrafat acolo. Păi DLC-ul James Bond. Păi nu mai știu. Mai multe nu mai știu. Da, ce alunecă ceva fantastic. Bă, nu pe stai, mă, că dau restart. Dar e la început. Ce schimb mașina, e, nu știu, setup-ul. Dar nu, e că prea tare, mă, nu poți. E bună, rău. E nebună, rău mașina asta. Păi mă, curs ăsta din față? Asta e alta, nu mai asta, asta e. Hai să alegem alta, dar nu asta, în orice caz, că e torbata rău. Clară nu. Hai că luăm F1-ul din 93.
Hai să vedem cu F1-ul ăla. Asta trebuie să meargă altfel. Da, frumos sună motorul ăsta. Mamă, ce drifteanu am tras aici. E altceva mașina asta, frate, vezi? E pe locul întâi deja și ai 40%. Dă-te, mă, să te fut. Mașina ta. Asta mereu mă, nu se joacă, mă, cu boții ăștia. Le spart. Eu spart pe Botanis. Atarhan, R500, stai că te ștergă. Păi mie nu-mi trebuie așa. Chiar n-am nevoie de ea. Mamă, dar ce greu să încarc câteodată meniul ăsta, te nenorocește. A, o pot vinde geo, dar pe aia am 77 milioane, nu prea mai are rost să stau să mă complic, să le bag în Action House, să văd dacă să vând, dacă... Le șer direct. Dacă n-aveam bani, da, era altceva. Hai, mă, odată încarcă-te, ce faci? Că greu s-o încărca pe linia, bun. Trebuie să mă atentă pe aici. Păi, cu ăsta e... Destul de rar, nu vreau să știu. Câte sacere, uite, de astea am două. Uite Hellcat-uri astea. Astea-s rare, dar păi dă-le în pu... A, mă, cât te-au adăugat?
Vauxhall Corsa, Lotus, Maserati, Wrangler. Au omorât. Hai că mai șerg un alt. Unde e? Caterham. Bun, next race. Pe 35%. Aș să facem poză cu un Lamborghini la far. Înțeles. Asta o să facem. V700 Chevrolet. Nu știu dacă am așa ceva. Ne dăm cu asta. Nu știu dacă e un program, dar așa pare. Păi vedem noi ce iasă acum. Da, nu e off-road. E bine atunci. Da, nu te împinge așa, du-te în spanner. Ai ce proletule. Paga e mare. Avem măcă 3 poziții de luat. Oricum aștia la șicanele astea pe un frână. Dă-te, mă, de aici. Uite-l pe ăsta, mă. Cele mari mașinile astea și pe B7S. În curbe acolo poți să iei. În linie dreaptă e greu. Bun, unul l-am făcut, mai sunt încă două. Nasul că astea durează destul de mult, că e mic, e nașpa clasă.
Next. Mai îmi dat să-mi aleg mașina, că oricum numai una am, n-am ce să aleg. Singura compatibilă pentru eventul ăsta. Și circuit, ești nebun, 3 ture pe circuit ăsta ne apucă. E primăvară. Asta-i mă, împinge-te, fut-o-te în aripă. Râzi mă de aici, mă, 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 râzi mă de aici. Dacă suntem bine-s, nu cred că mă mai ajung boți ăștia. Slabe șanse au. Trebuie luat și curba asta dacă e. În sfârșit să gătam, mă, 3 și 16, 3 minute și 16, am făcut 3 lapuri, ok. Ok. Am mers destul de repede, mă așteptam să dureze mai mult. Din ce? Mă așteptam la vreo 5 minute. Mai e o cursă? Da, mai e una. Asta e tot circuit, mă. Cațe, scurat.
Ne-a rupt pe circuite cu B700-le astea. Hai, bagă cărbuni, mai cu viață un pic. Atât asta e. Asta e circuitul? Ah, nu. Cred că e circuitul la festival. A, dar nu e circuitul, e ok. E sprint. Ar fi ok să desfaci, să-l curezi de praf, dacă nu aspirat în gurile alea de ventilație. Să tragă de acolo cât poate. O, nu l-a mai aspirat nici de ceva vreme. Și să cam încălzaște. Ce faci, măi, pizdarule? Ești gel, am cum o tras stânga cât era. Bă, nebun, mă, boți așa. Nu știu, nu l-am desfăcut niciodată, Alexandru. Nu știu ce șuruburi are, poate strece o cheie specială sau... Da, cred că găsești pe YouTube cum să-l desfaci și asta, că... Lăsați-mă în pace. E, sincer să fiu, nici eu nu l-am aspirat de praf, l-a aspirat Mihail. Desibra. Ține bine corvetul ăsta pe zăpadă. Dar și iar că am trebuit aspirat din nou și la mine, că la gurile alea deja nu mai alb, că e un gris spre negru. Ia-ți-a dat nou, te pup, bine ai venit. Merci.
Hai, că am gătat și campionatul ăsta. Pe 7 stele lor. M-a dat un 0-2. Ce faci mai, Danu? Nu știu ce dracu am dat-o pic, am dat direct. Dacă îmi place designul sau... Designul nu cred. Îmi place tunul, cred că. Ce mai nou pe Forza? Păi, popăgat Ford Escort ăsta din 77. Pe acasă la Bacău. Oh, relaxare plăcută să ai. Prea cum o stai, mă, să știi ce alu Minecraft ăsta, ce dracu. Că am un Man 3 din asta, că oricum nu mă joc pe ale. Bentley nu mai am. BMW-uri s-o grămadă aici. Am 5 2009. Bun. Așa, mă, mai baga și ZR-ul ăsta în garaj. În 42%. Aventador 2016 de aici, mă. S1-ul Lamborghini avem, așa ceva, nu-i problemă. N-aș fac, dacă le joci la solo, vezi, nu te trimite de la un event la altul, ca și când ești în convoi cu ceva, trebuie să tot îți dai tu fast traveling. Am mai urea un pic. Performant. Hai pe performant. Mai bine că-i luăm și după aia mergem și la far ca să facem poza aia. Să îndeplinim misiunea. Let's go, go, go! Let's go! Bine, bă, lăsați-mă în pace.
Ce furne bune are mașina asta, furna e o prea rapidă. Ai treabă cu ea cu frâne. Păi, dacă faci, de exemplu, te califici la rank, faci ăsta rivals-ul, deja, nu știu, dacă faci misiunile astea, cred că nu mai trebuie să faci, nu știu, maxim un speedrun sau ceva de genul. Bun, next, please. Vezi, mă, că așa le pun așa, nimeni nu le vezi pe lume. Bă, dar încarcă-te mai repede, mă. Măi, nebunule. Nu, n-am pățit, Alexandru. Am zis că mulți au pățit, dar eu... Până acolo m-am fost ferit de treaba asta. Mi se pare iurea, frate, care face așa ceva, adică, bă, dacă îți permiți donezi sau, nu știu, dacă vrei să-i donezi la un om foc, un scop bun, nu să-i faci rău ca după aceea să dai refund, să trebuie să-ți dai bani înapoi și... Aiurea, nu pot să înțeleg oamenii ăștia care fac treaba asta, sincer. Ai performante, bagă pe sistem. E sistem periculos. Ai cum e intrat aici în drift. Te ma de aici, mă. Să pui frâne. Are mobil performatele asta. Dar ce trebuie așa. Thank you.
Best lap? Am scos best lap un minut și nu știu cât e. Că dracu am scos pe lap un minut și 34 de timp. Like. De design era vorba, să dau like dacă îmi place. E fain. Care e mișto design-ul. Stockless. Bun, și mai e o cursă. Unde o pot să o iau, unde e rama. Bun, și ultima cursă, continue event. Ah, circuitul ăsta, panorama, ăsta e circuitul odată ultima. Hai să mai iau și poștia, mă tragă în ei. Asta mă împinge, te futu-te în gură cu Lamborghini-ul ăsta galbena tău. Mă, ce mai era, mă, prost, mă? SnowRunner, când? Nu știu, că am vrut să mă joc
Era la altă, era să joc cu Mare SnowRunner, dar păi nu știu ce și-o greșit acolo când și-o depus actele pentru facultate și... N-am mai apucat să ne jucăm și singur, nu prea îmi vine să mă joc. Eu trebuie un ajutor acolo. Ție cum ești probleme cu nat type-ul ăla. Și atunci să încercăm altfel, să faci tu sesiunea și să intru eu pe tine. Poate așa o să funcționeze și... A făcut ieri Geo, dar am pus pe privat live-ul că... Vine, îți n-aș fa DLC-urile alea. Dacă n-ai... N-ai story-le alea, îți scrie acolo ce oși trebuie să mergi, să tot le faci aiurea, nu știu, nu-i mișto deloc. 49%. Take a photo of any Lambo with the lighthouse north of... Și chiar își nașpa DLC-urile alea, chiar am zis și la Marian. Hai să ne deplasăm la farmă, nu știu, afară de... Deci e nepunit. Păi n-aș pe frate, n-ai un story, nu mai e nimic, ca trebuie să mergi niște chestii ce se învârt așa ca o casă. Trebuie să mergi la ele, le dai pe misiune, mergi să faci misiunea, păi n-ai un story, n-ai nimic, ca e... Tristă situația. La unde dracu e mă farul ăla, mă? Și ne deplasăm aici, păi vedem noi. Păi cum și mie, nu mi se deblochează nimic? Că fix în față la afară sunt. Am înțeles. Na, păi n-aș pas. N-aș pas situații. Așa mă, photo challenge complet. Păi de-aia am fânul așa, nașpa nu-mi place. Nu-mi place. Ce poză mișto e. Da, bun, am ar trebui să avem 50%. Avem 50%, mesajul aici, e pe zona. Așa e. Bun, hai să luăm escortul ăsta să îl ducem la garaj. Mai era Ford Escort din 77. Asta e MK2 RS 800. E altă versiune cum ar fi.
și vor miștoare pe partea la copilot. Am urmăresc că n-am numai 5 viteze, nici dau sinu prin. Mă dau sinu, e. Da, sună bine, stop. Ok, Alexandru. Hai să băgăm un setup în el. Upgrades. Dalac 28 era creator. Dacă trebuie să stai toată și aici, mă, să bagi textul la creator, nu știu ce faci. Am dat și nu l-au luat mai. Fii atent ce greu apare tastatura în cealaltă. Hai, mă. Rally Winter. Design mișto, raleu găsim și noi. Rodmans. Colin McRae. Hai să luăm pe Colin. Poate îi dă și un skill mai bun. Paint-ul ăsta. Bun, hai să încercăm să ne dea un 800 de dirt. Hai de, dacă vrea să ne dea. Atât încercăm până ne dă.
2 player, mai ești nebun la cap. Nu se mai joacă nimeni ca stăm ăsta pe Dirt, mă, pentru că nu pot select up lăsa. Păi e înțeles. Asuna, dar să ți bagi în cură, mă. Asuna, dar tomati. Ce mă nervează? Hai să dăm pe Team Racing, să vedem. Poate ne dau un outfit, dar avem noroc. Că chiar acum ne-a n-avea niciun rost să ne cau la Dirt la custom, că oricum toate sunurile la mine de ea. Hai, dă-mă obsid, dar trăiască familia ta. E sunul cross country. Ha. Da. Nu sunt pe mult. Mai mult. Se joc în arena? Da, pe Corina și eu. Sau Revive? Da, și eu mai am. Vezi că strâși căștile, mă țin așa. Da, ce vă stii căștile, e ca bun. Vrei bătaie? Cross-cam. Am luat, cum să mă... Bă, dar ce mă nervează tătătă mea. 15, să mă. Îți dau pe Elian, hai că ne jucăm, mă, facem și team racing. Nu zici că-i de fapt. Hai mie un pic, da. Să nu zic. Las cu mine. Să nu zic. Sper să ne dea aici la timp, că nu prea... N-aș băga mai pot selecta clasa la Dirt, nu știu, chiar nu pot să înțeleg ce-o scos treaba asta. Da, hai. Hai pe cross country, văd că... Dani. Era ultim. Ce? Nu, că ai mici. Ai și uitat. Ai uitat, mă. Tot rău. It's cool, bro. I won't change, I won't move the car shit. Mircea Pașcu primi 20 de euro la fundația noului telefon. Băgată pe plăduța lui Pauh. Da, 20 de euro și s-a dus. Nu-mi lăsă nimic pe cent. Stai joși tu PUBG pe live-ul.
Bă, da, gata și-a dat eventul ăla, sau ce te fac, amuleta de premie de 5 ore. În sfârșit, mă. În sfârșit. S-o gândit. Păi dai drumul. Da, mult durează, mă, nu știu ce te face, mă. Nici că e nebun. Stânga, dreapta. Stânga. Hai, dați băi cu echipierii mei. Tu te în gura cu mata, mă muie. Blangiule. Eu sunt pula asta furta de handicapat. Hai mă, du-te mă, pula mea, că te bagi în copac. Hai, cum a terminat, hai, că era să mă ia, e nebun.
Bine ai revenit, Alexandru. M-am băgat în copacul ăla, dacă nu era chiar așa close call. Păi avem 20 de like-uri, vă pupă mii și mersi frumos. Dacă nu l-am luat cu întâi, nu-i băream. Bine o picat asta, uite că era 1-1. Era 2-0, ești nebun. Te mulțumesc, bă, că v-am salvat. Hai dați pe sistem. Ioi, Doamne ajută-i. Da, te m-a futut-te în gură. Nu mă am drifturi mele, tu mă, că tu ești drifter. Ce în gură cum mi-a luat-o, mândri. Tai, nu cred, mă, așa ceva. Am și o echipă să mor tot pe ultimele poziții. Vai de morților. Te lași seama, locul 5, 6, 8, 9. Aveți rancuri degeaba, așa au prestij 2, la mine în echipă 3. La ei în echipă e ăsta, e pe primul loc cu prestij 6 și restul mai au 2, prestij 1 și încă 1. Și aia e tot, ești nebun? 2 nici n-au prestigiu. Dar nu contează, mă, uite că ne bat. Panara mea din așa. E greu. Greu cu ei. Thank you.
Ai, mă, dă-o dată drumul la port să se bate poștă. Băga-mea și un fast traveling-ul tău. O iau crizele cu fast traveling-ul ăsta lor. Fie atâia, mă, cât călătorește rapid el, mă. Fantastic. Rapid călătorești, trească măta. De 3 minute deja te călătorești. Frână, dobitocule. Dă-i frână. De data asta n-am gafat-o. N-am cum s-a oprit, mă. Era să nu luăm locul întâi. Da, am avut noroc. Apoi, ce noroc? Nu știu cum iară din fondul așa. Locul 1, 3, și restul 7, 9, 10. Andy, mama voastră. Bătu e însărit apa din căpățână. Că n-ai echipă, n-ai echipă, frate, și aia e. Hai, dă-o un dirt, măcar auzi. Dă dirt race în pas 1, nu prea, frate. Hai că mai încerc un pic să vedem dacă ne dau 800, dacă nu, aia e. O să-l testăm altă dată. O să mai încercăm la custom.
aici, oricând cauți, văd că tot doi player găsește, nu înțeleg. Ciudat. Dart Racing S1. Nu vreau S1, mă, vreau A800, mă. Panorama ce-și. Păi ea Andrei Polona, dar o luat-o dacă... Scord? Hai că intru și de scord. Pe 700 dă, mă, mă, dar și handicapă. Discord am, fi scort. Ah, mă, dar greu intră pe Discord. Loading, loading. Că da, de intra asta și pe Discord. Nu sunt pe Discord, bă, Danchi. Bă, dar nu vrea să te ia 800-le la mă, nici cum. Mă auzi? Te aud Discord. Ce faci, mă, Dan? Ce să fac, sunt singur acasă, fratei. Mă, ești singur acasă? Aia, amicii, teroriștii. Mi-am făcut o pizza și am lăsat să joci. Ești pizzer? Da. Da, aia a congelat. Aaa, mă, cred că ai făcut tot la zero, mă nebun. Am înțeles. Da, bă. De ce-o scos custom-ul ăsta de la Dirt? Să nu poți selecta clasă, nu am înțeles. Fac pula în ei. Există, vă explicați-vă de treaba asta sau au făcut-o de ampule așa? Ce, ca să nu mai e custom la Dirt? Da. Nu, ai custom la Dirt, dar nu mai poți selecta clasa. Ah. Îți dai seama că nu e așa jucat Dirt. Vreau să dea 800 Dirt-ul ăla, mă, eu cum nu vreau să mă dau cu escortul. Da, l-ai făcut, ha? Eu încă n-am apucat. Am făcut astăzi, să-i port, că n-au vrut nimeni să intre. Hai că dăm un timp, mă, cum am. A, ies? Că m-am băgat să mi aleg mașină. Da, da, da. Am, că am căutat a 800, că de-aia m-am băgat acolo. Era custom din ala de Dirt. A ieșit, oare? Nu, acum mă bag în sesiune. Ah. Acum. Ce sună? Ce? Afară sună. Nu mai dați cu pietri în geam. Te caută o fată pe afară. Da.
Așa se făcea înainte, dar cu piatra în geam, nu exista telefon. Exact. Oară sună, ce pula mă fac ăștia? Mă da cu pietri în bună. Și zici că au ieșit ușor asta de sezon? Ba da, au fost relativ ușoare. Oh. Eu nu pot să cred că ne la bești peste. Eu nu, n-am văzut încă, că mie mi se încarcă, dar a, e bun. Nu, no, dă-mi quit, nu vreau așa ceva. Nu vreau așa ceva. Doresc. Data viitoare. Hai încă o dată. Dar bine, tata îmi bește peste la nevoie. Sună doar tu. Parcă sună altfel. Nu mă danchi. Așa e, așa e. Că deși te stela la belit. Mi-am luat și pe telefon până la urmă. Pe 30 da? Pro. Da. Și tot ales. De când așteptam? E cum, îi are bine? Are zoom-ul la ore 50. Am. Și eu mi-am pus gol să-mi iau alt telefon, că dacă vreau să fac live-uri cu PUBG, ăsta ce l-am nu suportă adaptor de la HDMI. Și ce vrei să-i? OnePlus mai nou? OnePlus 7T-ul, da. Și de la 7T suportă numai HDMI, știi? Ei 23 de milioane, 24. Nou. Păi până să umple goalul să mai ieftinești. Păi bai. Am vrut să fac, știi, un program de aia, screen mirroring. Așa aș putea să fac, mi-ar trebui numai un adaptor din ăla audio extern cu USB. Dar păi calitatea și pula mă, aș se vede în OBS. Așa aș băga adaptor din ăla la HDMI și aș face cu placă de captură, ar fi altceva așa. Da, deci mergi să bagi placa de captură și la telefon. Da, 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 numai a mea nu suportă că e USB C2.0 și nu e transferul de date destul de rapid și așa. Trebuie să fie USB C3.0. De exemplu, cum ți-ai luat tu, ăla mare. Că din ăla are, că cu Ștefan Bădil am vorbit, și poate e și la găviță. A, deci și USB-C-urile astea au mai multe tipuri. Da, da, da. 2.0, 3.0. Și ăsta meu e 2.0 și nu, nu suportă. Adică degeaba mi-aș lua adaptorul ăla, că nu mi l-ar citi cum ar fi, știi? Da, te merg cu trenul. Merg cu trenul? Da. Cod la cod cu trenul am mers. Am, mă gândeam că de la bilet. Bă, dar chiar așa e băgat când... A început eventul, băga mea și pe lor. Pare nu găsești un dat la Auction House să nu mai fac toate astea? Nu știu. Nu știu ce să zic de treaba asta. Hai că... Nu știu cine l-ar vinde. Mai ales că... L-au băgat acum. Da, deci ce chinui ceva la el aia fază? Băi, da. Nu e că faci un event ce ai. Da. Dar oricum, sunt unii... Cărora nu le place mașina și o văd, nu stau la discuții. Da. Mersi frumos, eu.
Da, pe și pe... un pe 30 Pro... A, pe din asta și lua Dunk acum, pe 30 Pro. A, ce poze mișto și are și zoom-ul ăla nebun. Și bateria de 4200. Aia, dar mă ține bine rău, bateria mă ține Bob zile jet. Ți le-a luat nou? Da. Câte de-a pe el? 24 de milioane. Din magazin sau de unde? Da. Să-l folosești sănătos, mă, Dan. Mersi. Dacă ai grijă de el, te ține mult și bine. Că oricum eu țin la telefoane, de țin 2-3 ani pe puțin. Da, și eu cum l-am asta e 3 ani. Și încă mele nu l-aș schimba așa, dar vreau să fac live-uri, că mă joc ca nebună mobile-ul ăsta așa. La mine chiar trebuia să schimb, era și spart, nu mai ține nici bateria. O bateria nici pe mine nu mă ține, nu știu, că jucam jumătate de zi deja. Ce vrei? Am folosit la lucruri de la rupt. Deci nu ai schimbat bateria până acum deloc? Nu. Că poți să o schimbi în garanție. A, pe ce garanție? Că scoare. Eu schimbai la un an, eu așa fac mereu. La un an jumate îi schimb bateria cât e în garanție, ca să-i fac o faia. Dacă nu mă joc pe el și ăsta, mă țin eu zi, știi? Da. Adică încă ține bine și ori bateria, n-am treabă. Dar pe ei se încarcă rapid, într-o oră e încărcat 100%. Da. Are cablul ăla de cardești, un mic, e gros. Iar să încarcă super rapid, n-am treabă. Ce fă, mă, Gigele, ești cu... Pară. Inițial voiam să-mi iau prin februarie telefon, dar... am zis să mai aștept, că îmi luam ceva mai slab dacă îmi luam în februarie, știi? Da, păi mai bine mai așteptat un pic. Am o spălea rău. Da. Mamă, mi-am scos alea liniile de tot, din greșeală. Bun. Să vedem cum mă descurc fără. Destul de greu dacă te-ai învățat pe ele. Le aveam și full înainte, nu doar pe prânt. O, mă, ce fără de astea răstorni, ești de bună. Ai grijă, bobiță, să nu te răstor cu... Hondarul ăla. Mamă, câte nu futeam o frână de mână, ce rata în checkpoint-ul. A, păi văd că te-ai spus bine și fără linie. Da. Fix când ai zis aia, m-am dus cu totul. Da, da, dacă nu le am impresia așa că frânez mereu. Mulți nu își iau Huawei din cauza problemei cu SUA, păi... pe 40 e nașpa, că da, nu mai are Google Play-ul. Da, și Mate-ul ăla ultimul. Da, și Mate-ul.
Da, la P30 a fost ultimul cu... Da, da, da. Google ăla. Bine, am înțeles că oricum cam tot aceleași aplicații le găsești, numai... Eu nu știu dacă îs așa de multe, adică găsești sunt Facebook... Sunt convins că poți să faci APK-uri sau chestii de-astea, să le iei de pe browser. Da, da, da. Da, dar pe ei n-aș prefera de-aia să apăm pe un telefon să citesc de pe browser. Hai că e cam mai urea. Dar n-a fost vina Huawei-ului, ci că Google ar fi început cu spionaj, cu de-astea. Și Huawei n-a avut de ales, au trebuit să renunțe la serviciile Google. Și Samsung a declarat că și ei vor să renunțe în curând, peste vreun an. Da. Pentru că au deplătit foarte mult la Google pentru serviciile alea. Și la faza asta cu Huawei, Google-ul a avut de pierdut, că îi făceau groază de bani la câte telefoane vindea Huawei-ul. Da. Salutare, bro! Te pup, mai Andrei, ce mai zici? Ai venit. Că Huawei mi se pare că a fost numărul 2 ca vânzări. Ce să zic, uite aici la un Forza. Da, păi producea multe telefoane și o grămadă de modele și light-uri și tot felul de nebunele. S2 Road Summer. Da, mă, am un Pro S ăsta 800 de ori, tot la 5 cum nu-l dă. Pe ceva... E ceva mai greu de înțeles. Ce mai faci, mă, Andrei? Cum ești? Te uite de azi, concediu de 2 săptămâni. Oh, ești boss. Mă, dar am văzut că te-ai mutat pe Facebook? Sau mai faci live-uri așa când vezi pe Facebook? Cileanu, pe acasă, las că e bine, așa trebuie. Și cum are? Ești mulțumit la maxim? Nu, mă bucur, atunci înseamnă că e bine. Da, ce am să-ți întreb, Rezva, cu ăsta, cu... delay-ul, că avea un delay foarte, foarte mare pe Facebook. Adică era un delay undeva la 30 secunde. În 3 săptămâni 100 plus followers. Nu, las că e bine. E delay și la tine, am înțeles. Deci nu rezolvat. Și am văzut că nu este nicio opțiune, adică să o să micești delay-ul ăla. Așa îi place lui Facebook, delay-ul. Da. Mamă, la S2 fără frâne de alea, ia să vedem. Și cu speedtail-ul care e praf pe curte. O să fie interesant. Ai, vin tu cu TVR-ul, lumata. M-am dus. Te-ai dus? N-aș fă, știi, de obișnuit cu liniile alea, chiar dacă nu te iei întotdeauna după ele, da? Să fii acolo. Te atenționează. Da. E mai realistic așa, sincer, să fiu... Știu, dar... mai greu.
Da, ce m-a urmărit asta cu TBR-ul, mă, în continuu. Da, trebuie să-l fac mai, doamne, ajută, eu și din cauza asta nu înțeleg la Facebook, mai delay-ul mare. Știți că interacția cu oamenii așa e slăbuță, adică... Am avut, aveam 60 pe live și scriau 5. Ce fac, mă, înlocuiesc mixerul de pe Xbox cu Facebook Gaming? Serios? Nu știu treaba asta. Interesant. Zero, băi, băi, ții. Așa, băi, Mișu, și am uitat să zic unchi, Mișu luase pe 40 normal. Ah. Eu am Pro și el și luase acum vreo un an și ceva când s-a lansat. Era proastă. Și-a dat pe 40 de milioane atunci. Ma. Și eu acum am dat 24 pe ăsta Pro. Da, îmi zicea după un an după ce l-a folosit că n-a avut nicio problemă, că a fost impecabil tot ce trebuie față de Samsung. Cu Samsung-urile mereu asta în service. Bă, nu știu, acum depinde și cu alea ce noroc ai. Eu am un prieten în care și-a luat Asoft-ul chiar când s-a lansat. Și uite că încă l-are și îi mere bine, mă. Nu știu, nu, depinde cum ai noroc ăle. El își lua numai Samsung, toate S-urile, la rând. Da, dar așa e și el, numai acum nu și-o mai luat, că încălțâne ăsta, păi mare bine și. Da, na, cum ai noroc de ele. Păi dacă și eu am avut probleme cu Samsung. Da? Da. Și înseamnă că mai mult ies cu probleme cum ar fi. Ai văzut la S20 ăla nou, au pus 16 giga de RAM pe el, ca pe un calculator. Ești nebun? Eu am 8 giga pe laptop. Ecran de 120 de Hz. Wow. Vezi 120 de FPS-uri pe el. Mișto. Pierdut în detalii, băiatul meu. O să dau și 90 dacă ai pe telefon, ești nebun, e mai mult decât suficient. Ce? Și 90 de Hz dacă ai pe telefon, e mai mult decât suficient, cred. Hz este mai mult de fiță pe telefon, că e ecranul mic. Nu, depinde ce te joci. De exemplu, la shooter-urile astea contează. A, da. La PUBG Mobile, de exemplu, contează, da, mult Hz-ul ăia, știi? Eu sunt obsedat după Hz, dar... Depinde și cât o să beneficiezi de ei. Da, normal. Că dacă doar scrollezi în meniu... Da, nu o să vezi niciodată diferența. OnePlus 8 Pro mi se pare că are 120 Hz, Alexandru. Adică poți să setești la 120 Hz. Dacă nu mă înșel. Nu știu ăsta, dar care vreau să-l iau, cât are, cât Hz. 7PU? Da. Cred că 60 are. Asta cu 120 7... e doar la ala mai mult. Nu
90. A, da? Da. Mamă, îți dai seama ce PUBG Mobile dăm cu 90 Hz. Nu i-am bătut, sau ce s-a întâmplat? E 1-1. Prima cursă am pierdut-o. Mai dau un campionat fără ăsta și că mă duc să mănânc și... Nici n-am mâncat nimic acasă. Mi-am mâncat, până la asta intru cu tine. Da. Sens că am făcut niște pizza. Pizza? Caliano? Ce ai făcut? Margherita? Quattro stagioni? Care era? Cu cașcaval și cu pepperoni. Nu sună rău. Da, cu mult cașcaval, așa cum îmi place mie. Am ce zburat unul cu mașină. Fără Daki. Greu fără Linuțe, my friend. Dar ce mere în linie dreaptă? Atât. Ce am făcut? Am atins? Nu, nu. Am pierdut eu. Am zis că nu pun frână, că nu mă bagă în gos și mă lovesc de tine. Dar ce fuge în linie dreapta, mă, ești nebolacă. Turbată-i. Auci. Hai mă, ia gărduțul. Sunt gamer adevărat, fără... Arkeș. Arkeș. Și pe gaming adevărat. Hai să mă duc că vine asta din spate cu speedtail-ul lui. Asta e OnePlus 7T și OnePlus 7T Pro, dar la Pro deja e diferență, e 6 milioane. Vrei să le rămân a doua sau nu? Nu, no, nu, no, aș vrea, dacă toate le iau nou să...
să-mi vede. Să vedem. Și cât e la 30 de milioane sau mai mult? 7TU. Da. 24. A, da? Da. E la fel ca Huawei. Mm-hmm. Da, păi ce să faci cu zoom de 100 pe S20 Ultra? Lasă, dracu, ce faci? Nu prea ai ce faci cu el, dar e așa de fiță. Bă, dar iar un S2, am nebunit? Cu S2-ul? O să mă duc să fac alea niște burger din ăștia de casă. Am luat chifle, carne tocată, sos. Cu ce dar? Ce sus am luat, mă, babe? San? Nu, sos. A, nu știu. Nu știu. Sos de hamburger. Da, dar era ceva mai... Sos de bărbat. Uf, da. Cu ardei afumat, cu... Pula mea, știu. Nebunie. Îmi vedeam cum e. Dar ce facem acolo, zice, ce concentrată? Ha? Da, să văd. Să văd. Ha? Ardeia fuma? Da. După asta, Alexandru, după cursele astea. Nu, ce faci acum? Arată-mi ce faci. Mă scol. De ce te zic? Ce-mi faci acolo? Nu te joci, că nu te joci tu așa. A, da? Dat? Ce? Puta. Nu pot să-i scot. N-ai făcut rulajul. Nu vezi, poate scoți tu 70. A, s-a oprit live-ul câteva secunde. Errori. La mine e bandată pe verde-ul la OBS, apoi nu știu ce are. Dar vezi că n-ai slot de card SIM, de card SIM, de card SD. Dar pe mine nu trebuie, ți le-am văzut acolo, nu ajung 120 GB. Bă, dar s-a blocat cu tatu, ce are? Nu, ca și mie mi-ajung, dar... Ce revenit, am... Păi mi-ajung, că nu mai ai ce să faci cu... Și-o revenit acum, au avut blocaj, n-am văzut, era blocat și web-ul, nu știu ce poate. Înțeles, și mie mi-ajung doar că mai aveam poze și da, asta de întrebuia. Că le salvezi în cloud, mă, că cloud-ul ăla are... Nu cred că are limită, și... Le salvezi în cloud și după aceea le șergi pe telefon. În Google Photos sau cum e. Bă, da, dă drumul la curs astăzi. Să ne ține așa pe ambuscat aici. Ce mă la cu conștiință cu tot în drift-ul meu. Hai că... Hai că ți-ai dat linie dacă e, a? Mi-a dat și slowdown. Thank you.
frână, că ne prăpădi. Da, păi nu știu ce are. Cred că vrea să-l închidă Alexandru, vrea să te blocază. O sfârșit așa. Mamă, ce am băgat în Divo. Ce am băgat în preț. Mamă, acum am terminat, nu, mă, first place îmi scrie pe telefon, nu știu ce zice delay-ul ăsta. Deci când am dat drumul ăla, e foarte greu, i-a dat drumul. Ok, Alexandru, te pup, o seară fani și ție, mersi de vizita. Zero puncte aia, da? Păi i-am terminat cu Danky. O să-l opresc. Te lasă? Ce zici cu? Stai că vin. Curs. Am uitat să pun frână. Târziu m-am pus. Târziu la seama. Arătați ce contul, da? Dă-le în pula. Ce urmă am dus. Mă, pula mai mare în derapaje. Dă-te, mă, pula, că și așa nu faci nimic, bagă-mi Bugatti-ul ăla tău. Dă-te să iau poșe. Uite, mă, cum a scos din gos, mă, n-am vie să cred, mă, când eram lângă el, mă.
Du-te mă morții mătii de bulangiu. Așa-ți trebuie, du-te în crucea mătii. Că treia să înjur pe un live de ăsta să-ți bag crucea în gură de el. Bă, mâncă mă, nu se poate mă. Spă, terminați, trebuie să o sugeți un pic. Dacă nu vă simțiți bine, trebuie să vă luați doza de vitamine. Salut, mă, voievod, bine ai venit! Bine ai venit, bine ai plecat! Bine ai venit, rău ai nimerit, că live-ul se termină, ai și intrat când l-am jurat pe alea de sfinți. E perfect, m-ai intrat la fix. Ați dat dislike, om. Jurături, da, asta greală e partea alta. Hai voi. E prima dată când mă auzi că înjur. A, păi înseamnă că ai stat puțin pe live-uri. A intrat numai la final și la sfârșit când îi salutai pe subscriberi. Bine, dragii mei gameri, cam asta a fost live-ul. Sper că v-a plăcut. Ne vedem mâine, nu știu cu ce ne jucăm, dar vedem noi. Să aveți o seară faină, o zi minunată în continuare, vă pup mai bine, ciao, ciao.